Am de vorbă cu doamna profesoară Mihaela Bucin, o prezență binevenită la conferința științifică Reforma și limbajul credinței, care a avut loc astăzi, joi 27 aprilie 2017, la Institutul Teologic Baptist din București. Domnia sa ne-a vorbit despre comunitatea baptistă română din Ungaria. Doamna profesoară, care au fost gândurile dumneavoastră prezentate la această conferință și cu ce impresii ați rămas în urma audierii celorlalte prelegeri și a modului general de prezentare a evenimentului? A fost o onoare pentru mine să fiu astăzi aici, pentru că vin dintr-o comunitate deosebit de redusă, o comunitate istorică din afara granițelor României. Este vorba despre comunitatea românească din Ungaria. Nu sunt eu cea mai măsură să reprezint comunitatea baptistă românească din Ungaria, dar Dumnezeu așa a vrut și îi sunt recunoscătoare că pe mine m-a trimis astăzi aici, deoarece am avut multe de învățat și sper eu, cel puțin am încercat să fac cunoscută această comunitate de evanghelici români aflată în afara hotarelor României. Românii evanghelici din Ungaria, românii baptiști și în ultimele decenii și penticostali, sunt o comunitate exotică, dacă aș putea să mă exprim astfel, pentru că sunt, de fapt, printre primele comunități baptiste de români, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea s-au înființat la Chitihaz, de exemplu, această localitate apropiată de Curtici, încă din 1891 sunt baptiști și, desigur, și datorită faptului că în zona aceea a lucrat misionarul țăran, cum este numit Mihai Cornea. Baptiștii români din Ungaria sunt în criză, cum se întâmplă în toată lumea de astăzi, în primul rând datorită faptului că asimilarea este un fenomen din ce în ce mai profund, asimilarea lingvistică, precum și asimilarea identitară. Dacă la mijlocul secolului al XX-lea erau în jur de 6 adunări de limba română, astăzi în Ungaria există o singură biserică baptistă, numai de limba română, este vorba despre biserica din Michereghi. Baptiștii români din Ungaria s-au păstrat lingvistic și identitar datorită legăturilor pe care le-au avut cu fraților de credință din România. De câte ori în istoria baptismului românesc a existat o înflorire, o trezire, să zicem trezirile din timpul pastorului Liviu Olah sau din timpul pastorului Țon, acest lucru s-a făcut resimțit și în Ungaria. Eu nu m-am născut în familie baptistă. Eu am devenit baptistă, de fapt toți devenim creștini la un moment dat în viața noastră. Trezirea mea a avut loc în urmă cu 6 ani, așa că în copilăria mea, de acum 6 ani, am ascultat mărturiile fraților mai în vârstă din adunările baptiste din Ungaria cu mare emoție. Deci eu așa ceva nu m-am gândit că există. Și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru acest lucru. Și am crezut un timp că baptismul românesc acela este. Deci acele adunări de la sate, unde oameni foarte curați sufletește, încearcă să trăiască după Biblie. În momentul în care am făcut cunoștință cu rectorul Institutului Teologic Baptist din București, când am luat legătura cu frații de la Universitatea Emanuel din Oradea, când am început să citesc cărțile dumneavoastră, atunci mi-am dat seama că baptismul românesc are o intelectualitate puternică și am observat astăzi cu foarte multă satisfacție că sunt și mulți tineri care vor lucra în acest sens. A fost o conferință reușită, o conferință foarte diversă și în ceea ce privește invitații pe care i-a avut, cât și prin modul de prezentare, prin temele abordate. Eu cred că a fost o manifestare așa cum ar dori Dumnezeu în secolul 21. Mulțumim pentru gândurile exprimate și vă mai așteptăm și la alte evenimente științifice.
Vă mulțumesc frumos. Dumnezeu să ne ajute să ne